Frați și surori, vă zic tuturor un bun găsit și dorim și în aceste momente să avem o părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu, sigur prin metodele tehnice pe care care ne stau la dispoziție. Dorim ca fiecare dintre dumneavoastră să fie binecuvântat acolo unde se găsește și dacă aveți bunăvoința să ne ascultați în aceste momente, am dorit să vă spunem că vrem să vorbim inspirați de Duhul lui Dumnezeu câteva cuvinte, un îndemn din cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește starea noastră de fericire. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu este vast și este important și are cuvinte importante în ceea ce privește fericirea noastră. Cunoaștem că lucrul important în ceea ce privește fericirea noastră este dezvoltat de Domnul Iisus Hristos în așa numita cuvântare de pe munte, în care Domnul Iisus Hristos începe cu fericirile. Și Domnul Iisus Hristos amintește acolo 9 fericiri pe care noi le putem avea. Sigur, frați și surori, dragi prieteni, noi dorim întotdeauna ca să fim fericiți și sigur că este un scop al vieții noastre pe pământul acesta să fim fericiți, însă adevărata fericire pe care noi o urmărim și foarte mulți oameni caută fericirea în locul nepotrivit, însă adevărata fericire pe care noi putem să o descoperim este în cuvântul lui Dumnezeu, în relația cu Domnul Iisus Hristos, în relația cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Sigur, nu o să vorbesc despre fericirile de care a amintit Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, în primele versete, ci aș dori să ne oprim la Psalmul 1, care de asemenea are o atenție deosebită și ne recomandă anumite lucruri care privesc spre fericirea noastră și modul cum putem să fim fericiți, să atingem acest deziderat al vieții noastre. Aș dori să reținem cu toții, fericirea nu stă sau nu rezidă în ceea ce așteptăm să ne facă oamenii din afara noastră, fie din familie, fie din societate, nu, este destul de greșit să înțelegem că fericirea trebuie să o așteptăm ca să vină din afară. Este greșit, ceea ce este foarte important și vă rog să rețineți, fericirea pe care putem să o avem este ceea ce facem noi, ceea ce facem noi cu viața noastră, ceea ce facem, cum ne implicăm noi, care este atitudinea noastră vis-a-vis de toate problemele care sunt în fața noastră pe care trebuie să le rezolvăm. Modul cum putem să rezolvăm aceste probleme și modul cum ne raportăm noi la ele, în aceasta constă fericirea noastră. Dacă noi avem un comportament normal vis-a-vis de problemele pe care trebuie să le facem, dacă noi reușim să facem ceea ce trebuie făcut vis-a-vis de problemele cu care ne confruntăm, atunci noi atingem fericirea pe care Dumnezeu ne-o dă. Sigur că da, sunt niște lucruri deosebite în Psalmul 1. Aș dori doar să citesc 2 versete și să vorbim puțin, să ne oprim puțin la aceste versete și să înțelegem de unde putem să ne extragem fericirea. Psalmistul în Psalmul 1 spune așa, și cred că psalmul acesta este foarte cunoscut și este foarte important ca noi să trăim ceea ce spune acest psalm. Sigur, aș dori să fac o atenționare în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Sunt diferite păreri între oamenii din lumea aceasta în ceea ce privește normalitatea cuvântului lui Dumnezeu ca venind din partea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred și jubilează
că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost scrisă și rescrisă de diferiți oameni așa cum ei au dorit. Eu personal cred că acest Cuvânt al lui Dumnezeu este cel care îl citim noi și pe care Dumnezeu l-a supravegheat sau a îngrijit ca el să ajungă chiar în secolul 21 în mâna noastră, așa cum Dumnezeu a intenționat. Aceasta este părerea noastră, credem cu fermitate că Biblia, Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce scrie în ea, în felul în care noi îl citim astăzi, indiferent de traduceri, indiferent de alte păreri, credem că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, curat și sănătos, pe care Dumnezeu a îngrijit să ajungă în secolul 21 în mâinile noastre, să fie ca și cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Și eu personal, în felul acesta, îl iau, așa îl citesc, așa îl interpretez, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu plin de putere și plin de viață. De aceea, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să avem păreri preconcepute, precum că acest cuvânt a fost rescris și reinterpretat și așa mai departe, după voința oamenilor, nu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, cred cu fermitate că el este direct cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a avut grijă ca să ajungă în secolul 21 în mâna noastră așa cum el a intenționat. Așadar, din cauza aceasta credem că tot ceea ce cuprinde cuvântul lui Dumnezeu este demn de crezare, este demn de trăire și sigur că noi avem experiența vieții noastre în trăirea acestui cuvânt, dovedind cu putere că este cuvântul lui Dumnezeu în experiența care am avut-o prin cuvântul lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Haideți să citim versetele din Psalmul 1 și să vedem câteva lucruri care ne ajută să fim într-adevăr fericiți. Psalmul 1 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Amin. Frați și surori, fericirea stă în câteva lucruri, conform cu ceea ce spune Psalmul 1, versetul 1 din Psalmul 1, și sigur că da, aceeași notă o are și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, atunci când vorbește despre fericiri. Trebuie noi să facem ceva. Dacă noi nu facem anumite lucruri, nu putem să avem fericirea. Așadar, vis-a-vis de viața care ne înconjoară, vis-a-vis de situațiile cu care ne confruntăm, vis-a-vis de problemele pe care le avem, în toată această situație noi trebuie să ne comportăm ca niște adevărați creștini, să știm să gestionăm toate problemele în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, astfel noi putem să avem fericirea pe care așa de mult o dorim. Și important este că noi trebuie să facem ceva ca să fim fericiți. Și așadar, spune cuvântul, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Sunt trei lucruri. Omul nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Trei lucruri pe care putem să le facem, pe care putem să le trăim și având aceste trei lucruri în viața noastră, urmărind ca să ducem la îndeplinire aceste cerințe din psalmul, din versetul acesta, noi putem să atingem fericirea. Să nu mergem la sfatul celor răi. Este foarte important acolo unde este ceva rău, indiferent în ce situație, în familie, în societate, la locul de muncă, nu avem voie să fim în contextul în care se fac planurile, se vorbesc lucrurile, se pun la cale tot felul de lucruri nepotrivite. Dorința noastră, dacă este ca să avem fericirea, spune aici,
nu se duce în locul acela. Nu avem ce să căutăm în locul acela unde sunt locuri, unde se întâlnesc cei răi, fac anumite lucruri nepotrivite. Evităm pur și simplu grupul acesta de oameni, societatea în care se face rău, orice, evităm. Evităm lucrul acesta, nu mergem acolo. Apoi spunem mai departe, fără îndoială, înțelegem că nici pe departe nu inițiem niște planurile sau lucrurile sau cugetăm lucrurile sau în inima noastră facem lucrurile, chiar dacă nu suntem în mijlocul celor care judecă răul. Dar suntem foarte important ca și în inima noastră să nu cugetăm lucrurile. Dacă nu frecventăm pe cei răi sau sfatul celor răi, cu atât mai mult să nu avem în inima noastră atitudinile, gândurile, lucruri nepotrivite, pentru că lucrurile acestea nu aduc fericirea în viața noastră. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu stă, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Deci, sigur, în lumea în care noi trăim, noi suntem confruntați cu calea păcătoșilor. În orice moment, în orice clipă, noi putem să vedem și sunt lucruri ispititoare care ne ispitesc ca să ne oprim pe calea păcătoșilor în diferite moduri, în diferite circumstanțe. Dacă vreți, luați de la cele mai mici exemple până la cele mai mari exemple, unde poate te duci să bei o cafea într-o cafenea sau poate te duci să, știu eu, vizitezi ceva nevinovat, așa? Dar totuși, dacă acolo locul acela, persoanele acelea se ocupă cu ceea ce este calea păcătoșilor, este greșit ca să ne oprim acolo. Așadar, trecem pe lângă tot ceea ce se cheamă calea păcătoșilor, putem să înțelegem de la cele mai nevinovate atitudini până la lucruri complexe. Nu se duce nu se oprește pe calea păcătoșilor și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și sigur că cu toții ne-am întâlnit și am avut experiențe cu oamenii care au fost batjocoritori. Și atitudinea noastră de creștini, sigur că nu se poate compara și nu se poate asemăna cu cineva care este batjocoritor. Iată deci că noi nu ne așezăm pe scaunul celor care batjocoresc. Așadar, frați și surori, dragi prieteni, sunt aceste trei lucruri pe care dacă noi reușim să le evităm, sunt lucruri pe care noi nu trebuie să le facem, sigur, noi deja suntem pe calea cea bună și putem să avem fericirea în viața noastră. Încă o dată, omul nu se duce la sfatul celor răi, nu este împreună la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dar ce trebuie să facă omul care dorește să fie fericit? Lucrurile acestea, aceste trei lucruri, omul trebuie să le refuze, să le respingă, să nu meargă, sunt negații. Dar ce poate să facă omul ca să aibă fericire în ceea ce privește atitudinea afirmativă vis-a-vis de alte lucruri? Și versetul următor spune, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Deci iată o altă variantă, iată un lucru afirmativ, un lucru pozitiv pe care omul care dorește să fie fericit trebuie să-l facă, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Ce presupune aceasta? Sigur, cu toții știm legea lui Dumnezeu, dacă ne gândim la Moise, legea pe care o dat-o Moise din partea lui Dumnezeu este legea mozaică, însă este o parte din ceea ce dorește Dumnezeu, este legea care a guvernat poporul Israel, însă Domnul Iisus Hristos în învățătura pe care o are pe pământul acesta cu privire la noi, vorbește foarte mult despre cuvântul său și noi credem că legea lui Dumnezeu se cuprinde astăzi în tot cuvântul său. Legea lui Moise și tot cuvântul lui Dumnezeu și cu deosebire și cu precădere învățătura Domnului Iisus Hristos pe care El ne-a dat-o când a fost pe pământul nostru. Iată deci că ocupându-ne
cugetând, sau mai bine zis, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, să avem dorința aceasta ca plăcerea noastră să se afle în Sfânta Scriptură, în Biblie, în Noul Testament. Aceasta să constituie pentru noi atracția noastră, să constituie bucuria noastră, să constituie locul în care noi ne extragem toată învățătura și mai mult decât atât să constituie învățătura sfântă și clară din partea lui Dumnezeu, pe care noi, dacă o însușim în viețile noastre, sigur că avem fără îndoială parte de fericire. Și spune apoi, și zi și noapte cugetă la legea lui. Iată un lucru extraordinar, când noi ne ocupăm și viața noastră este centrată în jurul cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, devine pentru noi pasiunea vieții noastre și dorința de a cunoaște tot mai mult, dorința chiar de a învăța lucruri pe din afară, din cuvântul lui Dumnezeu, toată această plăcere rezindă în a cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. După ce am citit, după ce am învățat, rămâne și lucruri de a cugeta la cuvântul lui Dumnezeu, de a medita la ceea ce am citit. Și sigur, noi facem un pas mai departe, nu este doar suficient să citim, să ne găsim plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, să cugetăm sau să citim zi și noapte, să cugetăm întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu, ci lucrul cel mai important este tot ceea ce am citit, tot ceea ce am acumulat, tot ceea ce am introdus în creierul nostru, în mintea noastră, rămâne de acum foarte important ca să transformăm în viața practică. Dacă nu transformăm în viața practică și tot ceea ce am învățat nu se reflectă în viața practică de zi cu zi, noi nu suntem creștini autentici, noi nu suntem oameni după voia lui Dumnezeu. Și dimpotrivă, noi ne dorim ca să fim astfel de oameni, ca să putem să vorbim, să putem să vestim cuvântul lui Dumnezeu și să putem trăi practic toate învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori ca Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți în direcția aceasta, ca să putem să facem voia Lui, să putem să fim fericiți pe pământul acesta și cu atât mai mult, ducând o astfel de viață, să putem să avem fericirea veșnică alături de Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.